Vorbim acum despre vreme. Mă gândeam ce mi-aș dori și eu, Olivia. Nu, tu nu o să o primești, Valentin. Ești destul de mare acum. Minus un grad arată termometrele la această oră. Andreea este alături de noi. Bună dimineața, Andreea. Bună dimineața, Andreea. Măcar o să primim vreme bună. Andreea, e foarte frig, Andreea. Nu știu cum să-ți explic. Eu am mers pe mâna ta în weekend și a murit de frig. Și a fost frig. Păi da, dar am zis că o să fie frig. Doar la duminică o să fie frig. Exact. Am murit de frig sâmbătă. Păi dacă nu mi-am luat haine, a fost la Timișoara, nu mi-am luat haine pentru așa ceva. Andreea, ți-a spus pentru capitală. Astăzi, temperaturi de 14-15 grade la amiază, mâine chiar 17 grade, deci din cauza vântului s-ar putea să resimțim frigul. Eu tot o să-mi iau pulover și stai liniștită. Tu ia-ți totuși mâine. Iau... Exact, fii precaut. Fii precaut. Așadar, săptămâna începe cu vreme bună în mare parte din țară. Vor mai fi precipitații slabe prin nord-vest, ploi în zonele joase și lapoviță și ninsoare prin Apuseni și nordul Carpaților Orientali. În zonele de munte, vântul continuă să aibă intensificări, mai ales pe creste, acolo unde va sufla cu 80-90 de km pe oră și va viscoli zăpadă. Vânt activ va fi și prin vestul țării, acolo unde local va sufla cu 50-60 de km pe oră. Temperaturile vor fi în creștere, așa cum spuneam, de la un grad, iată, la Miercuraciuc, până la 10-11 grade, chiar 12 grade în zona Banatului. Să vedem cum arată vremea pentru fiecare regiune. Ziua de luni aduce soare și temperaturi în creștere pentru zona Munteniei. 8-9 grade vor arăta la amiază termometrele. Vântul va fi discret și nu sunt șanse de precipitații. Și în Oltenia va fi o atmosferă plăcută, un cer variabil și valori termice ce vor ajunge până la 7 grade la Craiova și ceva mai bine la Râmnicu-Vâlcea, iată 8 grade. Un cel mai mult noros așteptăm în zona Banatului. Aici vor fi cele mai ridicate temperaturi la nivel național, 12-13 grade la Timișoara și Reșița, însă, așa cum spuneam, vântul va fi mai intens, iar din acest motiv s-ar putea să resimțim valori termice mai coborâte. O să bată vântul și în Crișana și s-ar putea ca prin nordul regiunii să apară câteva ploi slabe, iată, la Oradea. Totuși, maxima va fi de 11 grade, atât la Oradea cât și la Arad. Se încălzește și în Maramureș, o să mai fie precipitații mixte care vor forma poleiul pe parcursul zilei. 7 grade prognozează meteorologii la Baia Mare și, ceva mai bine, la Satu Mare, 8 grade așteptăm astăzi. În Transilvania, vreme mai rece decât în restul regiunilor, totuși sunt șanse să vedem și pe aici soarele astăzi. Vor mai cădea precipitații mixte prin Apuseni, dar o să bată și vântul cu putere la munte, acolo unde vor fi condiții de viscol. Temperaturile maxime, cum spuneam, de la 1 grad la Miercuraciuc până pe la 7-8 grade în sudul regiunii. Cerul va fi mai mult noros astăzi în nordul Moldovei, însă nu sunt anunțate precipitații. În sudul regiunii o să vedem și soarele pe parcursul zilei, iar maximele ajung până la 8 grade. În Dobrogea se anunță vreme bună, cer senin și maxime de până la 10 grade la Tulcea și la Constanța. Poate acum dimineața să fie un pic de ceață. După o noapte cu temperaturi scăzute, astăzi se încălzește și în capitală, un cer variabil și o maximă de 90 grade așteptăm la amiază. Vântul va sufla până la moderat, iar nu sunt prognozate precipitații. Mâine și mai bine, iată, așteptăm o maximă la amiază de 14 grade, urmând ca apoi mâine să crească și mai tare temperatura, maximă de 15 grade prognozează meteorologii. Acestea au fost pentru moment informațiile despre vreme. Revin mai târziu și cu alte detalii. Olivia Vali.